Salutare! Azi vreau să vă mai filmez un Tivoli. Să începem cu cheia, așa arată cheile la Tivoli. Să și închidem și deschidem mașina, așa. Să o și deschidem. Facem un walk around să vedeți cum arată culoarea asta. Este Iron Grey, un gri deschis spre argintiu, metalizat. Pachetul este un Style Plus, la fel ca și celelalte mașini care le avem în stoc, jante de aliaj, parte de încălzire în scaune, Android Auto, Apple CarPlay, tot ceea ce este necesar din punctul nostru de vedere. Am vrut mult să o filmez pentru că îmi place vopseaua. Îmi place foarte mult și acel albastru, dar asta e cumva o culoare mai ușor de trăit cu ea, dacă pot să zic așa. Nu este nici argintiu, nici gri, este cumva între și e foarte metalizat. Deci să filmăm un pic cum bate soarele în el. Jante de aliaj de 16, pentru că avem pachetul Style Plus. Haideți să le filmăm și astea un pic. Anvelope 205-65R16. Mamă, cât este de metalizate și jantele. Cred că în Coreea e o chestie la modă să fie cât mai metalizat și cât mai aprinsă cumva culoarea. Dar arată bine mașina, trebuie să fim sinceri, arată foarte bine grila și de fapt toată bara, toată fața la facelift-ul ăsta modelier 2024 arată bine. Haideți să deschidem și capota și portbagajul să vedeți un pic și partea de interior. Mai mult am vrut să vă filmăm culoarea exterioară, numai o secundă că s-a închis, o și deschidem. Așa. Și să vedem un pic și partea de motor. Și să vă arăt un pic și interiorul, așa vine de fabrică, complet înfoliată. Mașina este în fiecare colț unde pot zgârea transportatorii. Mai puțin aici au dat colegii jos folia și au pus covorașele de mochetă în ea. Vedeți, așa vine și în față cu folie aici să nu se zgârie când se dau jos băieții din mașini la partea de transport. Partea de interior o să o filmăm așa pe repede înainte, pentru că o mai avem pe canal. Și așa arată motorul. 1.5 turbo benzină, 4 pistoane, 163 de cai, 260 de Nm în cazul acesta cu cutie manuală iSyn, cu 6 trepte plus mașalier, cu convertizor de cuplu, nu este dublu ambreiaj, este convertizor de cuplu, iar pentru versiunea cu cutie manuală, acolo aveți 20 de Nm în plus, adică 280. Haideți să vedem un pic și partea din spate. Să deschidem și partea de portbagaj, scrisul cu Tivoli, îl știți deja, nu mai este cromat, ci este un gri antracit, un gri închis. Rulou de acoperire, iar partea de portbagaj este ajustabilă, o puteți ajusta în funcție de ce necesități aveți voi la el. Și aici aveți dedesubt niște scule și kitul de pană, de care sper să nu aveți nevoie. Deci să le punem toate la loc, așa, și o să-l închidem. Punem ăsta înapoi și ăsta la fel vine de acolo din spate jos și se poate pune în diferite versiuni. Aici aveți și o priză de 12V și niște spații de ancorare unde puteți pune voi ce vreți. Și aici niște spații de ancorare, să vedem dacă putem filma acolo înăuntru, niște spații pentru unde plasele sau ce mai aveți voi prin portbagaj, mâneri de deschidere, deschidere de urgență pentru portbagaj dacă închideți pe cineva acolo, camera de masalier și partea de iluminare. Haideți să îl închidem și să mergem și în interior. Haideți să mergem din partea asta la altă, să vedem și la pasageri cum se stă în spatele pasagerului. Scaunul este la maxim în spate și așa vin foliate scaunele pentru cei care sunt curioși. Hai să ne așezăm și să facem o parte de ansamblu asupra bordului. Bineînțeles, pachetul Style Plus vine cu încălzire în volan și scaune. Din punctul nostru de vedere, cam tot ce îi nevoie pe o mașină. Fețele de uși la fel, sunt plastic tare aici și moale aici. Aici, la fel, o suprafață moale. Deschidem un pic și partea de pasager. Pentru cei care sunt curioși de specificații, aici e specificația mașinii. Argintiu Iron metalizat se numește culoarea și are pachetul Style Plus cu tot ce conține pachetul Style Plus. Este un must have din punctul meu de vedere la 1.390 de euro, iar prețul total al acestei mașini este de aproximativ 20.870 de euro, ca să fie totul exact. Vă mulțumesc
și vreau să mergem și la șofer și ca să oprim partea de filmare. Asta a fost, pe noi ne-a interesat mai mult partea de culoare, ce fain arată logo-ul de turbo, ca să știm că avem TGDI, adică un turbo benzină cu 4 pistoane. Să pornim un pic și motorul, apoi mașina intră în showroom. Pentru cei care sunt curioși, cu mare drag, vă așteptăm să vă dați cu a noastră de demo și dacă vă place să vă și cumpărați una. Avem diferite configurații și putem să comandăm și alte mașini în funcție de ce comandați. Perioada de livrare poate să ajungă până la 8 luni. Trebuie să vă spunem asta de la început ca să nu avem apoi discuții cu clienții. Din păcate, sunt multe comenzi și termenele de livrare sunt destul de mari. Cam așa pornește mașina. Haideți să și pornim, literalmente. Am pornit-o. This is it. Tire direction adjusted. Tare asta. Comenzile pentru bord le aveți aici, cu toate setările care vreți să vi le faceți. Puteți să le setați de acolo. În funcție de ce vreți voi, merge diferit, diferite chestii pe setare. Iar aici partea de Bluetooth, partea de iluminare, SP off, asistență la coborâre, asistență la banda de mers, încălzire volan și parte de ajustare a farurilor. Iar aici aveți manetele pentru farurile automate și proiectoarele de ceață, dacă le comandați, cazul acesta fără proiector de ceață în față. Hai să dăm mai încet temperatura că e foarte cald. Îmi place partea asta de aer condiționat. Ei îl numesc aer condiționat și nu climă automată, dar face exact același lucru, doar că nu ai butonul de auto. Așa, încălzire în scaune, șofer pasager, parte de radio. După cum știți, dacă țineți apăsat pe acest buton, intră în setările complete ale mașinii. Vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune, să ne vedem cu bine și în scurt timp o să facem clip și cu alte mașini. Așa arată și camera de mașalier. Acum o să oprim și o să oprim și clipul. Salutare!